Rădoi, adio și la loc comanda. Federația trage de selecționer să rămână și îl cheamă iar la negocieri. Prunea pune tunurile pe Burleanu. Rădoi, mai rămâi cu noi, e mesajul lui Burleanu pentru selecționerul care și-a luat la revedere de la Națională. Contractul lui Rădoi expiră pe 30 noiembrie, iar șefii FRF îl așteaptă pe Rădoi să-l prelungească. Domnul Burleanu și domnul Stoichiță trebuia să luate în echipe naționale, au discuții în față, l-au lăsat singur și au bătut joc de el, l-au umilit. Cu Burleanu președinte la Federație, Națională a ratat ultimele 3 turnee finale. Puneți-l pe undeva ambasador, șef de ceva. Că omul are și calități, dar nu de fotbal.